Salut! A privit cineva serialul Silicon Valley? Super! Deci, în cadrul acestui serial, într-unul dintre episoade, este prezentat realizarea unei aplicații ce ne-a inspirat să creăm și noi produsul ce dorim să vi-l prezentăm astăzi. Pentru cei ce nu au vizionat acest serial, este vorba despre un programator asiatic ce, cu ajutorul machine learning, a obținut o aplicație ce detecta dacă obiectul dat este un hot dog sau nu este un hot dog. Cred că numele aplicației este destul de sugestiv pentru funcționalitatea lui, Simple Food. Noi dorim să facilităm accesul utilizatorilor la mâncare, simplificând totodată acest proces. Și iar în acest sens am împărțit aplicația în două servicii. Pe de o parte se adresează utilizatorilor de tip elev sau student, iar pe de altă parte se adresează cantinelor, mai precis managementul acestora. Logarea este una facilă. Fiecare dintre utilizatori va fi unic identificat prin număr de telefon, nume, prenume și stabilindu-și totodată o parolă. Utilizatorii pot avea acces rapid la meniurile dorite și le pot selecta din acest meniu. În funcție de tipul mâncării, avem supe, felul 2. Odată selectate, acestea sunt adăugate în coșul de cumpărături. Pentru partea tehnică pentru aceste aplicații am folosit... Aplicația a fost dezvoltată în Android Studio, iar pentru crearea modelului de detecție a mâncării am folosit Python împreună cu libreria TensorFlow, modelul fiind antrenat cu peste 5.000 de imagini, având o acuratețe de 87%. Iar pentru baza de date a aplicației am folosit platforma Firebase. În legătură cu studiile de piață, știm că în prezent foarte multă lume este grăbită. Nu mai are timp să mănânce, mai ales, de exemplu, cum arată și un studiu, că 30% din salariați își iau pachetele de acasă, iar restul de 70% comandă mâncare. În ziua de azi, lumea nu mai are timp, iar aplicația noastră îi va ajuta să economisească cât mai mult timp la serviciu, mai ales în pauzele de lucru, pot să-și comande mâncare din diferite locații, astfel încât să nu mai piardă timp acasă, să pregătitul mâncării și să vină la servici. Țintele noastre sunt studenții și salariații. În principal ne dorim să promovăm printre studenți pentru că ei, cum să spun, ei sunt cei mai dornici să iasă și să comunice și astfel îi vom ajuta, de exemplu când merg la cantine, să comunică și cu alți oameni și nu mai pierd atât de mult timp cu pregătitul mesei de acasă, de exemplu, sau la cămin, făcând tot felul de supe instant la plic. Iar noi îi vom ajuta cu ajutorul acestei aplicații. În legătură cu colaborarea, noi am colaborat cu ajutorul Skype-ului, am avut întâlniri periodice, iar fiecare membru al echipei noastre s-a bucurat de o înțelegere din partea celorlalți. Eu, de exemplu, fiind de Râmnicu Vâlcea, ceilalți din Iași, a fost destul de greu, mai ales și cu programul pe care îl are fiecare la școală. Noi am încercat să-și facă programul și după mine, ieșind seara de la școală, de la ora 8, și să fie ca fiecare membru să fie implicat și să aibă un task al lui, să știe ce face.